Din nou bucurie mare. Am ajuns la mănăstirea Horezu. Acum intrăm înăuntru. Puteți vedea porțile vechi. Porți vechi, așa cum erau pe vremuri la Sfintele Mănăstiri. Se pot vedea și urmele de la gloanțe. Iată-le. Urme de gloanțe. Și poarta aceasta la altă și în ea s-a tras cu gloanțe. Ia uitați-le. Își asurme de gloanțe. Și aici este un climat favorabil pentru mușcate. Le place tare mult, de aceea pe terasă se văd flori frumoase. Sfânta Biserică a Mănăstirii Horeză. O pictură superbă. Și aici, în tinda bisericii, găsim și iadul. Iadul, pictură. Iată. Iată, acesta este foc iadului. Și vedeți cum se chinuie. Și vedeți pe diavol cum se chinuie pe cei care au fost osândiți. Cine are minte, se ia aminte. Cine nu? Doamne ferește! Acesta este balaurul care înghite sufletele. Iată-l și pe Lucifer mai marele, dracilor. Iată și pe ceilalți drăgușori care îi chinuie pe oameni după păcatele lor. Candelabru și aceste albe sunt ouă de struț. Creștinile care se închină. Iată. Mormântul domnitorului Constantin Brâncoveanu. Ce sfinte moște. Sfinte moște de la Sfântul Apostol Andrei, de la Sfântul Procopie, de la Sfânta Mucenică Minodora, de la Sfânta Mucenică Fevronia, de la Sfântul Teodor Tiron, de la Sfântul Mucenic Mina, de la Sfântul Harolambie, de la Sfântul Pantelimon, Sfântul Mercurie, Sfântul Ioan, de la Ianina, Sfântul Apostol Filip, Sfânta Mucenică Marina, Sfântul Mihail al Sinadei, Sfântul Apostol, de la Sfinții Epictet și Astion și Sfântul Neofit Cuviosul. Sfinte moște ale Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Acum le puteți vedea. Și aici pictura este de o frumusețe dumnezeiască.
Și aici găsim icoana de Isis. Sfinții împărați Constantin și Elena. Și poate vreți să-l vedeți și pe Sfântul Hristofor. Hristofor înseamnă purtător de Dumnezeu, l-a creat pe Iisus Hristos, în brațe peste apă. Iată-l.